Bun venit la videoclipul de îngrijire pentru punctura de piercing. În primul rând, aș dori să menționez că, pentru simplificare, voi vorbi mereu despre piercingul pentru migrenă, dar nu contează deloc dacă primești un piercing pentru alergie, un showroom pointer sau orice altceva. Eu recomand, eu vorbesc pur și simplu despre piercingurile pentru migrenă, îmi face un pic mai ușor, dar doar ca să creadă, am ceva complet diferit și deci este mereu la fel. Îngrijirea este întotdeauna, în principiu, aceeași. În primul rând vreau să menționez că avem și o aplicație Steve Pierce, ce o puteți găsi în App Store și pe Google Play. Acolo aveți în principiu toate informațiile, toate videoclipurile adunate împreună și ne puteți scrie. Oricând despre acestea, te rog să vizionezi cu atenție videoclipul, deoarece, din păcate, avem întotdeauna această problemă. Primim foarte multe solicitări pe zi și este întotdeauna dificil să selectăm care solicitări sunt importante și care nu, care trebuie să fie prioritizate pentru a fi răspunse. Și din păcate, se găsesc întotdeauna oameni care au fost deja la noi la Kirsten, au primit videoclipul cu toate informațiile și apoi, din păcate, nu au vizionat videoclipul. Apoi suntem copleșiți de întrebări precum cât de des trebuie să îngrijesc din nou, cum se numește din nou produsul de îngrijire. În acest videoclip se explică foarte detaliat totul. În plus, veți primi de la noi un formular de îngrijire în studio în care sunt incluse din nou toate informațiile. Iar înainte de programare sau în momentul programării, ați primit o confirmare prin e-mail. În aceasta aveți din nou toate indicațiile de îngrijire, foarte specifice. De aceea vă rog să vă uitați aici, aveți trei opțiuni pentru a vă informa și este întotdeauna foarte păcat. Când primim din nou aceleași întrebări, iar acest lucru le ia oamenilor sau este nedrept față de cei care au cu adevărat o problemă, deoarece nu putem răspunde atât de repede la întrebări, produsele de îngrijire pe care adesea nu le avem întotdeauna la noi sau pe care nu le avem întotdeauna aici în studio sunt produsele de îngrijire. Da, v-am rugat să vă procurați un Prontolint sau un Octanisept înainte dacă este posibil. Acestea se găsesc în mod normal în farmacie. Desigur, puteți folosi și orice alt produs. Recomand fără alcool. Unii vor cu alcool, atunci arde. Eu aș recomanda fără. Nu contează dacă este Tenzept sau Prontolint. În esență sunt la fel. Holzicht se găsește la Müller DM Drogherie, iar farmacii sunt practic peste tot. Să trecem la îngrijire. În general, este important de menționat că fiecare piercing are nevoie de cel puțin o jumătate până la un an pentru a se vindeca complet din punct de vedere medical, chiar dacă după 4 săptămâni nu observați nimic, așa numită primară vindecare. Aceasta este faza în care spuneți că s-a închis, nu mai doare, din punct de vedere medical, piercingul nu este vindecat. Vă rugăm să aveți întotdeauna acest lucru în vedere. Fiecare piercing are nevoie de o jumătate până la un an pentru a se vindeca, iar în această perioadă pot apărea diverse probleme, deoarece este pur și simplu un corp străin în corpul vostru. Mai ales dacă, de exemplu, faceți sport sau ați avut un impact, sau dacă luăm ca exemplu piercingurile la buric cu pantaloni înalți, când rămâneți agățați, pot apărea tot felul de situații. Deci, foarte important, fiecare piercing are nevoie de o perioadă de vindecare de la o jumătate de an până la un an. Deoarece de fiecare dată când schimbați cerceafurile, veți deteriora din nou canalul de înțepătură și, desigur, iritați din nou piercingul. Cât de important este cum îngrijesc? Acum aveți, desigur, Octanisept, apoi întrebarea este cum îngrijesc asta? Acum vorbesc pur și simplu despre ureche, în acest caz piercingul pentru migrenă. Este important să îndepărtați întotdeauna crusta înainte. Cel mai simplu se face cu un bețișor de ureche sau cu unghia. Crusta de la canalul de înțepare trebuie îndepărtată pur și simplu. Apoi pulverizați totul cu dezinfectantul vostru și, important, mișcați conectorul înainte și înapoi. Acesta este unul dintre motivele pentru care lăsăm conectorul mai mult timp, astfel încât să puteți mișca piercingul. Există și un alt motiv la care voi ajunge imediat. Important este să nu răsuciți conectorul, deoarece dacă îl răsuciți, există un filet. Iar există riscul să dezvârtiți bila sau bila de la spate. De aceea mișcați întotdeauna înainte și înapoi, nu rotiți, care aveau stecker. Noi avem propriile noastre închideri, care sunt din teflon. La spate bila este sudată, este practic un singur element cu o bilă în spate, iar în față bila este înșurubată. Dacă desigur se rotește, atunci este posibil ca bila să se dezvârte. Așadar, faceți asta de 2 până la 3 ori pe zi prin pulverizare. În mod normal, primele 4 săptămâni sunt suficiente. Se poate îngriji și mai des din când în când, mai ales după ce ați făcut sport și ați transpirat. Dar în general este important să respectați primele 4 săptămâni de 2 până la 3 ori pe zi. În consecință, suntem tendințial mai leneși și prin urmare cei mai mulți nu mai fac asta după 2-3 săptămâni.
Acum am menționat deja că aveți dopuri speciale din PTF. Aceste dopuri pe care le aveți sunt dezvoltate de noi. Acestea sunt chiar dopuri pentru punctura piercing. Nu există la niciun alt studiu, dar este important de menționat că acest politetrafloretilen, acest teflon, pe care majoritatea îl cunosc din tigaie, este foarte neted. Are multe, multe avantaje. Acesta este și motivul pentru care îl folosim. În primul rând, este foarte, foarte neted. Asta înseamnă că marginile rănilor și altele asemenea nu se lipesc de el. Și, mult mai important, puteți lăsa aceste bijuterii în permanență, chiar și în timpul RMN-ului, CT-ului, radiografiilor, indiferent de locul în care trebuie să mergeți, bijuteriile nu trebuie îndepărtate. Motivul este întotdeauna că acestea aruncă umbre, sunt magnetice. Reiterez, acestea sunt dopuri din plastic, care nu pot fi magnetice și nu se pot încălzi. Singurul lucru care ar putea fi necesar dacă aveți o operație sau dacă trebuie să faceți o radiografie este că, desigur, ar putea crea umbre. Iar dacă există un RMN din cauza genunchiului, nu contează, dar dacă sunteți în zona superioară a capului, ar putea să facă umbră. Atunci ar trebui să îndepărtați eventual bila și să lăsați bila metalică în conector. Da, nu se întâmplă nimic, nu se încălzesc, noi medicii suntem uneori dificili, dar putem rămâne complet implicați. Următorul avantaj este că nu trebuie să scurtați conectorii, deoarece foarte des nu trebuie să puneți un nou conector pentru a scurta. Cu alte cuvinte, putem tăia acești conectori din plastic și acesta este un subiect când veniți la noi, mai un avantaj al conectorilor PDF. Multe studiouri nu doresc să vândă conectori noi din titan. Nu ar trebui să fie cazul, deoarece conectorii au lungimea menționată pentru că ar putea fi înlocuiți și trebuie să-i îngrijiți și după 4 până la 6 săptămâni, teoretic, s-ar putea scurta cercei. Asta înseamnă că îi vom tăia puțin. Ba? De aceea nu vă mirați, da? Uneori sunt tăiați puțin oblic, nu se pot rupe. Asta auzim adesea. Este imposibil să se rupă cercei. Dacă se întâmplă, atunci se desprinde bila. Tăiem oblic, facem un filet sau punem din nou bila și apoi ținem bombele strâns. Dacă ar trebui să mergeți într-un alt studio care nu este în apropierea noastră, vă rugăm să verificați să nu îndepărteze dopul pentru scurtare, deoarece am avut foarte des cazuri în care piercingul s-a vindecat foarte bine, dar când au mers în alt studio l-au scos și apoi nu mai știu ce să facă pentru că punctul zero este în spate, adică piercingul pentru migrenă este la colț și se joacă în jurul lui, iar apoi au probleme mari și oamenii au urechi inflamate. De aceea scurtăm asta în ureche. Îndepărtăm doar bila și apoi se scurtează în ureche și se pune din nou. De fapt, ați putea să-l scurtați după 4 până la 6 săptămâni. Totuși, nu trebuie să o faceți. De fapt, mulți nu vor să o facă, deoarece dacă conectorul are o anumită lungime, se poate stimula punctul. Mai mulți clienți raportează. Suntem în al 10-lea an de piercing. Am început în 2014. Mulți spun că în zilele de migrenă simt presiune sau migrenă. Asta nu înseamnă că nu veți mai avea niciodată dureri de cap. Dacă deja este mai bine și mult mai puțin, este deja minunat. Unii au noroc, alții nu au nimic, dar dacă aveți o zi în care se întâmplă ceva sau alergia vă deranjează, atunci puteți stimula acest punct mișcându-l puțin și asta o raportează foarte mulți. Apoi apare deja durerea de cap, se joacă cu conectorul, îl stimulează puțin și apoi dispare. Atunci durerea de cap se retrage. De aceea unii nu vor să scurteze acest conector. Așadar puteți să o faceți, dar nu trebuie. Deci motivul pentru care nu folosim titan, l-am menționat deja pentru că întotdeauna există discuții, vreau dopuri din titan, lăsați-l deoparte. De asemenea, este important să nu folosiți inele. La început apare problema că se rotește, ceea ce permite bacteriilor, germenilor să pătrundă, iar metalul este foarte aspru la microscop. Asta înseamnă că atunci când se rotește conectorul, inelul, acest metal aspru, freacă celulele epiteliale proaspete și irită canalul de înțepare. Apoi, desigur, poate dura mai mult timp pentru vindecare. Ce se poate întâmpla după ce a fost făcut piercingul? În principiu pot apărea trei lucruri. Pe de o parte poate apărea sângerare. Urechea este în general bine vascularizată. Asta înseamnă că sângerarea nu este neobișnuită. Acest lucru se poate întâmpla oricând și dacă ar fi foarte rău, în caz de urgență, vă rog să nu dezinfectați, lăsați crusta să rămână. Nu o pulverizați neapărat. Cel mai important este ca crusta să închidă această rană și apoi uneori nu este deloc greșit să lăsați crusta acolo, iar apoi se oprește, iar după câteva zile puteți să dezinfectați din nou. Așadar, nu vă speriați, în caz de nevoie puneți un prosop pe perna în primele nopți. Sângerarea ulterioară poate apărea din când în când, este complet natural. În al doilea rând, ceea ce auzim foarte des, aceste vezicule. Nu sunt carne de vânătoare. Nu am idee cine a pus asta pe internet. De ceva vreme, în ultimii ani, auzim tot timpul, piercingul meu are carne de carne.
nu este carne de vânat. Aceste vezicule care apar la piercingurile de cartilaj pot apărea, indiferent dacă sunt în nas sau la ureche. Acestea apar foarte des, deoarece trebuie să ne imaginăm că cartilajul, țesutul cartilaginos, apasă pe dop și acum lichidul de rană nu poate să curgă din canalul de înțepătură, iar apoi lichidul de rană ia calea cea mai puțin rezistentă, care din păcate este sub celulele epiteliale proaspăt formate, deoarece diviziunea celulară începe în canalul de înțepătură de la exterior spre interior. Apoi pielea se dezvoltă în canalul de înțepătură și dopul este acolo în interior și acum pielea nu poate să se desfășoare deoarece există prea multă presiune. Așadar, lichidul din rană caută calea cu cea mai mică rezistență, care este sub celula pielii, iar apoi apare o mică veziculă lângă canalul de înțepătură. Nu este nimic grav, nu este nici carne de vânat dacă vă simțiți capabil. Puteți să rupeți vezica cu ac curat și dezinfectat din farmacie, astfel încât să nu se închidă din nou, pentru că dacă doar înțepați, se va închide din nou și apoi trebuie să dezinfectați, iar apoi dispare și poate că va mai apărea din nou. Este chiar un semn bun, deoarece mulți raportează că atunci când au zile cu migrenă, simt că piercingul pentru migrenă mănâncă și furnică și se simte puțin ca și cum ar fi inflamat. Și acesta este un semn că piercingul funcționează, iar apoi de obicei apar aceste bule în lichidul de rănire. Dacă ar trebui să aveți și voi asta, pentru că mulți sună mereu și spun piercingul meu este inflamat și așa mai departe, iar de multe ori nu este inflamat, acordați o atenție deosebită, între ghilimele, foarte, foarte mare la ceea ce spun acum. Veți observa că la început se tratează ca o inflamație, ar putea fi una, cu timpul veți începe să aveți o senzație și să observați că de fiecare dată când am zile tipice de migrenă, când se schimbă vremea sau când am fluctuații hormonale, atunci aș avea migrenă astăzi și apoi piercingul meu începe să mă mănânce, să mă înțepe, să se umfle și să devină cald, având o senzație de inflamație. Asta înseamnă că funcționează și de obicei după aceea apar vezicule. Dacă piercingul vostru este într-adevăr inflamat, vă rog să luați de la farmacie gelul Tirosur, care este disponibil doar pe bază de rețetă, și să-l aplicați nu mai mult de 2 săptămâni, dar acesta este pentru inflamație, dar, după cum am spus, veți avea o senzație a piercingului când acesta funcționează. Și furnică, deci nu este neapărat o inflamație. Și punctul important, nerețe 3, agravarea inițială. Poate dura diferit până când fiecare piercing se vindecă și foarte important, primele la tineri 4, 6, 8 săptămâni este o fază de agravare inițială, este ca la fizioterapie. Când mergeți acolo, vă tratați, a doua zi vă doare mai mult. Asta se poate întâmpla și aici și nu există un fir roșu. Unii au migrene a doua zi și apoi devine din ce în ce mai bine. La unii, atacurile de migrenă încep imediat după o perioadă de 4 săptămâni de liniște, iar apoi începe din nou o atac de migrenă. Nu există un fir roșu, totul este normal. Primele 4, 6, 8 săptămâni la persoanele mai tinere, la persoanele mai în vârstă sau la diabetici, vindecarea rănilor este încetinită. Așadar, poate dura mai mult. Am avut și o clientă care avea în jur de 60 de ani și a fost foarte dezamăgită. La ea nu a funcționat și după aproximativ 4 luni și jumătate, dintr-o dată migrena a dispărut, deoarece vindecarea rănilor durează pur și simplu mai mult. De aceea, vă rog să-i dați puțin timp și răbdare și de asemenea menționat din nou, poate fi întotdeauna dacă vă răniți. O să dau un exemplu. Am avut o clientă care a jucat handbal și a primit mingea în zona piercingului. După un an, migrena dispăruse, dar apoi din nou, în timpul jocului de handbal, a primit mingea în acea zonă. Atunci piercingul a fost iritat, a fost deranjat și ea a avut din nou migrenă. Când piercingul s-a vindecat din nou, după acest impact, migrena a dispărut. Un alt caz este cel al cuiva la frizer, care nu a avut migrene de mult timp. Frizerul a rămas blocat, migrena a apărut, dar după ce s-a vindecat din nou, migrena a dispărut. Totul a fost normal. Dă-le timp, așa cum am spus, există aproximativ 250 de tipuri de migrenă. Pur și simplu nu există un fir roșu care să indice cum ar trebui să decurgă sau să se desfășoare procesul de vindecare. Încă câteva observații. Pe de o parte, spălarea părului o puteți face normal. Detergentul de astăzi este complet pH neutru, deci nu afectează nimic, îl puteți folosi fără probleme. Vă rugăm să nu vă băgați capul sub apă în cada de baie, deoarece aceasta este apă murdară și desigur nu este bine. Vacanța este întotdeauna o chestiune, mai ales vara. Este important de menționat că apa sărată este excelentă pentru orice piercing. Chiar și atunci când este inflamat, este minunată. Vă rugăm să nu folosiți apă clorinată. Apa dulce ar fi în regulă. Aveți grijă să nu săriți în cea mai murdară mocirlă, dar la apa cu clor trebuie să fiți atenți, deoarece apa cu clor și transpirația sunt printre principalele cauze de inflamație, mai ales în timpul sportului. Când nu se poate evita înotul, se recomandă să aplicați vaselină sau grăsime de vacă. Aceasta sigilează astfel încât clorul să nu pătrundă
Dacă faceți sport și transpirați foarte mult, este evident că vaselina este puțin neplăcută în spatele urechii. Puteți să vă procurați gel octanisept sau un alt plasture spray. Aceasta sigilează canalul de înțepătură, astfel încât să nu intre transpirație și prin urmare este bine. Așa putem trata în primele zile. Așadar, bine, dragii mei, cu asta am terminat. Acestea sunt cele mai importante sfaturi. Dacă mai aveți întrebări, ne puteți scrie oricând prin aplicația noastră pe WhatsApp sau prin e-mail. Și în plus avem și grupul nostru de Facebook, în care cred că sunt deja peste 400 clienți. Aceasta este grupa de clienți pentru clienți. Aici puteți pune întrebări oricând și Bușta întotdeauna va fi cineva pentru voi. În rest, dragii mei, vă doresc tot binele, multă sănătate și în caz de întrebări, vă rog să mă contactați.